Angajații din primăria Cluj-Napoca vor primi sporuri de 15% pentru obezitate. Consilierii locali din Cluj au votat acordarea de sporuri din salariul de bază funcționarilor din primăria Cluj pentru condițiile de muncă periculoase. Pentru că va apărea astăzi o discuție despre aplicarea prevederilor legale de sporuri. Nu poți să le ceri oamenilor să facă performanță în primărie, să stea după program, să-ți găsească soluții cum să promovezi un proiect de 50, de 70, de 100 de milioane de euro și tu să nu le aplici prevederile legale la care au dreptul. Hotărârea emisă de Primăria Cluj-Napoca se bazează pe un raport al Direcției de Sănătate Publică. Instituția a constatat că salariații din primărie își desfășoară activitatea în locuri de muncă ce presupun condiții vătămătoare. Concret, condiții periculoase sau vătămătoare de muncă înseamnă înregistrarea de îmbolnăviri profesionale ca urmare a activității desfășurate la locul de muncă, existența unor indicii de morbiditate sau înregistrarea unor cazuri de accidente produse la locul de muncă. Cele mai des întâlnite probleme pe care le au angajații primăriei sunt hipertensiunea arterială, obezitatea și afecțiunile coloanei vertebrale. Iar în raport se arată că 63 de angajați, adică 23%, se confruntă cu obezitatea. Măsura datează din 2019, dar nu obligă instituțiile publice să acorde aceste sporuri.